Din păcate, n-a fost niciun ajutor, dar... E, nu știu dacă se poate să zice așa ceva, dar carantina a fost ajutor pentru noi. De ce? Pentru că... A fost, toate țările au fost închise, toată lumea stau în Moldova. Și desigur, e început că călătorească. Pentru noi asta a fost foarte bine. Al doilea, asta a fost pentru noi foarte bine, pentru că când a fost carantină și toate restaurantele au fost închise, asta a fost, nu știu, în martie, da? Eu nu amintesc. -mi a fost un ajutor pentru că noi avem nu am avut timp de face bucătărie, noi am făcut aici nouă bucătărie, noi am făcut echipa, noi am făcut încercări de meniu, noi am lucrat, noi am lucrat fiecare zi, dar fără oaspeți. Și când uh, carantina a fost uh, sfârșită, noi am fost gata și uh, noi am făcut un, uh, un proiect foarte, foarte frumos.